Bună ziua, am revenit cu un nou panel în prima zi a evenimentului GOTEC, cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est, de soluții digitale pentru business. De data aceasta avem alături de noi pe domnul Andrei Cepoi, Head of Local Market la ITT Data România, domnul Emanuel Popa, IP Engineering Director la grupul DGRCS în RDS, domnul Gabriel Pavel Balkans Area Director la Fujitsu Technology Solutions, domnul Ovidiu Steceleanu, Head of B2B Division at Samsung Electronics România și domnul Alexandru Luca, Senior Consultant for Mobile Technologies la Cerții. Bine ați venit, domnilor! Și ca să începem cu evenimentul. Cu ce soluții ați venit la GOTEC? Ce prezentații aici? Ce ne aduceți nou? Să luăm de la stânga la dreapta, că e cel mai simplu. În primul rând, mulțumim frumos pentru invitația la eveniment. DGRCS RDS a venit la acest eveniment cu soluții pentru sectorul B2B. Ne focusăm în cadrul evenimentului pe soluția DigiCar Tracks pentru urmărirea flotelor de mașini pentru companii. De asemenea, am venit să prezentăm soluțiile de acces la internet și soluțiile de transmisiune de date pentru companii. Tot în cadrul acestui eveniment, pe partea de mobilitate, pentru prima dată publicul larg poate face teste de viteză sau orice fel de alte teste folosind tehnologia 5G, care a fost lansată de către Digi în București, dar și în alte câteva orașe din țară, începând din luna iunie 2019. Tehnologie care sperăm că o să aducă o îmbunătățire considerabilă în cadrul companiilor din tehnologie din România și nu numai. Cam atât din partea noastră. Ok. Domnul Seceleanu. De la Samsung. Noi de la Samsung am venit cu soluții de business, tot pentru companii. Am venit cu ultimele generații de dispozitive de business. O să spuneți orice terminal Samsung poate fi și de business, de consumer, dar nu este așa. Avem și terminale dedicate de business, avem telefoane rigidizate, tablete rigidizate pe care le-am adus în premieră să poată fi văzute aici la târg. Prezentăm portofoliul de soluții de management și securitate Samsung Knox, care ajută companiile să automatizeze managementul flotelor de dispozitive mobile și, în ultimul rând, securizarea acestora. Am venit la acest târg împreună cu partenerul nostru CertSign, care este atât integrator de sisteme pentru Samsung, cât și dezvoltator de aplicații mobile. Împreună am venit cu conceptul Go Mobile, dar l-aș lăsa pe Alex să continue. Domnul Luca. Numele meu este Alexandru Luca, vin din partea companiei CertSign și aș putea spune că conceptul de Go Mobile s-a conturat pornind de la niște cerințe de business, iar ulterior oamenii implicați în cadrul companiei CertSign au devenit pasionați de acest concept. Conceptul de Go Mobile vine în primul rând în a rezolva problemele de digitalizare a proceselor de business, în perspectiva de a pune la dispoziția angajaților unei companii să poată să-și desfășoare activitatea oriunde ar fi, în orice condiții, în aceleași condiții de securitate pe care le au în perimetrul lor de rețea. Iar de aici pot spune că, după experiență în cadrul unor proiecte complexe livrate, am reușit să aducem astăzi și mâine workshop-uri live, astfel încât cei interesați să poată să vadă la lucru, efectiv, ce se întâmplă cu un terminal scos din cutie până când ajunge în producție, efectiv, și cam care ar fi nivelul de user experience în tot acest proces, cât de stresat ar fi utilizatorul în tot acest proces, astfel încât să vedem cum creștem rata de adopție. Pentru că dacă vorbim de digitalizare, cel mai important element pe care trebuie să-l avem în vedere este cum schimbăm mindset-ul oamenilor care exploatează tehnologiile. Degeaba avem cele mai importante ERP-uri, să știu eu, când omul este obișnuit să printeze o hârtie. Cu siguranță, digitalizarea este un subiect enorm.
Să revenim. Domnul Cepoi, vă rog. Mulțumesc și eu la rândul meu pentru invitație și salut colegii de panel. Grupul NTT, Nippon Telegraph Telecom, prin NTT Data, reprezintă unul din cei mai mari integratori de sistem la nivel worldwide, având operațiuni practic pe toate continentele și în peste 100 de țări. În România, la fel ca și în alte geografii, misiunea noastră este aceea de a fi alături de clienții noștri în acest proces de transformare digitală, care, după cum discutam mai devreme și cu alți colegi din panelul de cyber security, față de poate acum 3-4 ani de zile, a devenit un lucru vital. Nu numai unul pe termen mediu și lung, poate cuvinte dintr-o zonă, poate de în care clienții se gândeau să obțină un avantaj competitiv, în momentul de față este obligatoriu să se gândească la modul cum tehnologia poate să vină din ce în ce mai mult în sprijinul business-ului și nu tehnologie făcută de dragul tehnologiei. Mergând chiar pe ideea lui Alex, într-adevăr, cele mai mari dificultăți pe care le observăm și în implementarea de soluții de business, de la ERP la payroll, la orice vorbim, este într-adevăr procesul de change management, respectiv oamenii. De aceea am și ales doar 3 zone cu care să ne prezentăm la acest eveniment, portofoliul fiind unul foarte, foarte extins, respectiv zona de cyber security, care de mult nu mai înseamnă doar IT security, una din cele mai mari zone de risc, fiind inclusiv procesele, procedurile și modul cum oamenii înțeleg că datele sunt la fel de importante inclusiv în viața personală cât și la birou. Cea de-a doua zonă pe care ne-am ales-o pe lângă cyber security este cea de management al proceselor de business ale clienților și modul cum acestea se pot sau trebuie să se transforme astfel încât să asigure un avantaj și până la urmă chiar supraviețuirea anumitor business-uri. Și de asemenea o zonă de inovație tehnologică, respectiv soluții de inteligență artificială, robotică și machine learning din partea grupului japonez, invitându-vă pe toți să discutăm mai mult la standul nostru. Mulțumesc! Domnul Pavel, vă rog! Noi, în primul rând, am vrut să participăm alături de toți partenerii și de organizatori aici pentru a putea propune o nouă viziune apropo de computing și ne bucurăm că am reușit să deschidem keynote-urile cu o prezentare extraordinar de incitantă legată de quantum computing. Este ceea ce noi facem de câțiva ani buni și am reușit astăzi să împărtășim cu toată audiența lucruri practice, lucruri care se întâmplă astăzi, nu se întâmplă peste 10 ani. E o nouă paradigmă în tot ceea ce înseamnă computing în zilele noastre, care va schimba dramatic multe dintre funcțiile, să spunem, computerului în următorii ani. Evident, având în vedere că în continuare toți cei care vin și participă la GoTech își doresc să și pună mâna sau să vadă, să se discute, am decis să aducem la standul nostru și gama completă nouă de dispozitive mobile de enterprise, deci practic gama noastră de laptopuri dedicate pentru zona de enterprise, toate având by design și by default înseamnă cea mai bună soluție de autentificare biometrică, OneWay. În continuare rămâne una dintre cele mai bune în piață, un factor de corectitudine absolut spectaculos. Și evident am venit să ne vedem și cu prietenii și cu toți partenerii care lucrăm de ani buni. E un moment destul de rar întâlnit în piața noastră românească, să ne putem strânge împreună atât de mulți, să putem să împărtășim. După cum discutam și mai devreme, evenimentul pare să aibă un succes destul de bun și anul acesta, cu companii din ce în ce mai mari și cu oameni care vin aici importanți. Este într-un fel un semn că și industria crește și chiar crește, se dezvoltă în fiecare an. Bun, acum, per total, ce înseamnă pentru securitate, pentru zona de securitate? Lua de la cap la coadă, pentru că securitatea e și în procesele de business, și în zona de GDPR, unde avem reguli noi de la UE de un an, și în telefonul pe care îl ține un actor cu poze. Unde suntem?
Cât de bine suntem protejați? Domnul Popa. Din punctul Haideți să vă întreb un pic și altceva. Care sunt cele mai comune atacuri? Mai degrabă către baze de date, către servere să fie date jos, către consumatori sunt pur și simplu hackerite? Complicat de spus. Deci noi, din punct de vedere al business-ului în care activăm, și anume Telecom, ne confruntăm pe partea de securitate cu așa zisele atacuri de tip DDoS, Distributed Denial of Service. Acestea au crescut atât în magnitudine, cât și în complexitate în ultima perioadă. Ca să vă dau un exemplu, înapoi în 2013-2014, cele mai mari atacuri care s-au întâmplat la vremea respectivă atingeau valori de genul 300-400 de gigabit pe secundă. Atacurile care s-au înregistrat anul trecut au depășit 1 terabit pe secundă. În același timp, vectorii de atac s-au modificat de-a lungul timpului și atacurile au devenit din ce în ce mai complexe și din ce în ce mai ușor de realizat și chiar și mai ieftine din punct de vedere al resurselor implicate. N-aș putea să zic dacă atacurile merg preponderent către baze de date, către instituțiile din domeniul financiar bancar sau către instituțiile telecom sau către clienții rezidențiali de acasă, gameri sau oameni care își petrec timp o bună bucată din timpul lor liber online. Ce am încercat noi să facem sau cu ce am încercat să contribuim la un mediu online mai sigur pentru clienții noștri și pentru companiile care sunt conectate în rețeaua noastră, a fost să schimbăm puțin paradigma și în loc să procedăm cum procedam acum 10 ani, și anume să blocăm traficul către țintele atacate, am încercat să aducem traficul în cloud, să-l curățăm și să-l livrăm mai departe curățat către clienții noștri. Am început acum 2 ani un proiect pilot pe care anul ăsta l-am și finalizat și practic toți clienții care sunt conectați la rețeaua Digi în România, dar și în Ungaria și în Spania și în Italia, sunt protejați de acest cloud, care în momentul ăsta are o capacitate de aproape 1 terabit pe secundă și pe care, bineînțeles, încercăm să ținem pasul cu noile amenințări care apar pe piață. Încercăm să venim cu o componentă de inteligență artificială, astfel încât să fie cât mai puțin nevoie de intervenția manuală a unui inginer și cât mai mult acest proces să fie automatizat. Rezultatele sunt din ce în ce mai bune și ne dorim să putem spune același lucru și în viitor. O altă chestie pe care nu aș lăsa-o deoparte este și prevenția. Bineînțeles că prevenția este costisitoare din punct de vedere al internet service providerilor și prevenția nu mă ajută pe mine, Digi, ci ajută restul internetului. Pentru că atacurile poate să plece de la mine sau poate să ajungă la mine în rețea. Prevenția e importantă și am făcut mulți pași în direcția asta, dar am să vă spun mai multe despre astea când ajungem pe partea de IoT. Cu siguranță. Domnul Seceleanu, ați menționat Samsung Knox mai devreme. Samsung Knox este o tehnologie care este prezentă în toate terminalele mobile pe care Samsung le livrează, inclusiv în ceasuri, în wearables. Eu mă voi referi exclusiv la partea de securitate de endpoint, de terminale mobile și pentru companii. Ca persoană fizică, te securizezi în funcție de care este nivelul tău de cunoștințe, îți cumperi anumite softuri care te pot proteja. Însă pentru companii, mai există același Samsung Knox, se metamorfozează într-o versiune pentru companii. Avem o suită de 4 aplicații care fac atât managementul terminalelor mobile, setarea lor, configurarea lor. De ce vă spun asta? Pentru că de multe ori se spune, domne, utilizatorul e de vină, de aia am avut atac, că utilizatorul n-a fost atent, că a deschis mail-ul, că nu știu ce a făcut, că a pornit, că n-a pornit, că și-a pornit Wi-Fi-ul, că s-a conectat nu știu unde. Noi spunem altfel, haide să nu mai dăm vina pe utilizator, haide să luăm niște măsuri de securitate și să luăm niște aplicații de management de unde putem face, de unde putem lua toate aceste măsuri de către o persoană în cunoștință de cauză. Cu portofoliul nostru de produse putem face toate setările de securitate pe device-uri mobile
putem inclusiv la nivel de conectare pe anumite access point-uri, inclusiv la nivel de conectare la APN-uri, la mobile, putem face tot de la distanță managementul aplicațiilor care rulează pe telefoane, ce aplicații să ruleze, care să nu ruleze. Un simplu whitelist de aplicații, spunem pe terminale, lucrează aplicația 1, 2, 3, punct, nu are ce malware să mai ruleze sau să-ți facă. Deci mesaj, și al treia soluție este cea de containerizare. Deci noi propunem ca, pentru că oamenii vor să aibă angajați, nu vor să aibă două terminale, vor să aibă un singur terminal pe care să-și desfășoare sarcine de serviciu, dar să, când pleacă acasă să poată să-l folosească. Noi propunem prin soluția de containerizare o separare a zonei de business de zona personală din telefon și avem, după părerea mea, cea mai bună soluție din piață atunci când e vorba de terminale Samsung. Cum este primită de piață? Cum sunt primite aceste soluții de către companii? Vă spun, sunt acceptate? Sincer, sunt... vă spun sincer, marea majoritate a clienților au auzit de MDM generic, soluții promovate de diversi furnizori în piață, destul de greu de folosit, însă nu au auzit de Samsung și ce putem face noi, iar reacția lor este wow. Din punct de vedere al bugetului, produsele sunt rezonabile, orice șef de IT, și le, nu numai că și le poate permite, dar odată ce instalezi măcar Nox Configure, economisești zeci, poate sute de ore de muncă în fiecare lună pe care le făceai înainte în plus. Domnul Cepoi, cum se transpune asta într-o rețea? Sunt evident foarte multe de vorbit pe acest subiect. În primul și în primul rând, evident, vorbim cu toții de procese de digitalizare a afacerii, pentru că, evident, este cam singura modalitate în care un business poate să meargă mai înainte. La pachet, asta vine cu date din ce în ce mai multe, cu procese de IT din ce în ce mai complicate, deci automat și cu soluții de protejare a acestor date, ce trebuie să fie din ce în ce mai complexe și mai real-time. Aș vrea să vă dau câteva date, foarte pe scurt, ca să înțelegem prima dată un fenomen, și anume acela al schimbării paradigmei de cyber security. De prin 2007, atacurile la nivel cyber, din punct de vedere bani, pierderi în bani provocate, au depășit toate celelalte, să spunem așa, furturi normale. Deci ceea ce înțelegeam noi prin crime, să spunem, în felul acesta. Deja din 2013-2014, datele au devenit bunul de larg consum cel mai scump, mai scump decât petrolul. Deci, automat, interesul unor grupuri, până la urmă chiar, din păcate, în ultima vreme chiar statale, în sensul acesta, a devenit din ce în ce mai evident către a îți fura date, a îți corupe date, a folosi diferite modalități de a face, până la urmă, rău. Într-o rețea, 40% din traficul IP la nivel worldwide este monitorizat de NTT Data. Ceea ce înseamnă undeva la foarte multe mii de terabytes pe secundă. În schimb, un paradox pe care noi l-am observat, analizând tot acest trafic, a fost că doar aproximativ 9-10%, între 9 și 10% din toate atacurile s-au întâmplat datorită lipsei de sisteme de cyber security instalate la client. Marea lor majoritate sunt din categoria un calculator care nu a primit ultimele update-uri, un utilizator care a împrumutat parola de acces unui alt coleg și s-a întâmplat ceva și cineva a avut acces, și așa mai departe. Deci, cred că marea schimbare a venit și va veni, că vorbim de rețea, că vorbim de aplicații, că vorbim de servere, de storage, din schimbarea de mentalitate. Dacă la serviciu, la business, ca IT manager, da? Vrei să ai cele mai bune sisteme de protecție. Acasă, când mergem, routerul de acasă, la care conectăm din ce în ce mai multe device-uri, de exemplu. Da? De ce nu avem nici măcar o parolă alta decât 1, 2, 3, 4? Sunt doar câteva întrebări pe care poate ar trebui să ne le punem. Pentru mulțumesc. Că e simplu, probabil. Domnul Pavel. Da, e clar că topica de cyber security e foarte largă și va crește în continuare. Din păcate, nu sunt semne că se va ușura. Pentru un motiv destul de simplu și Andrei zicea foarte bine nivelul de date. Cererea și oferta de date, ca și marfă, crește
fenomenal. Și mai dau o cifră care e semnificativă, o mașină care poate să circule singură în autonomus, generează 4 tera de date pe zi. 4 tera. Ca să avem un gol. Da, un ordin de mărime. Mulțim cu zile, cu număr de mașini, cu... Și atunci, evident, suprafața sau zonele de atac cresc. Și ca lățime, și ca adâncime. Deci, tematica de security crește. Și va crește din ce în ce mai mult. Evident, shift-ul în atitudine și în prevenție trebuie să fie din ce în ce mai puternic. Pentru că este singura soluție pe termen lung. Evident, toată lumea știe că toți providerii de soluții de securitate, în principiu, sunt un pas în urmă. Adică încercăm să corectăm lucruri care s-au întâmplat, atacurile care deja. Da? Ok, și prevenim. Dar dacă afli că s-au întâmplat. Dacă afli. Dacă aflăm. Dacă aflăm, da? Deci este o tematică care va crește foarte. Din perspectiva noastră, noi suntem o companie de digital services prin tehnologie. Deci, pe de o parte, livrăm servicii, pe de altă parte, serviciile care le livrăm către clienții și partenerii noștri se bazează pe IP, pe tehnologie dezvoltată. Ziceam mai devreme de zona asta de autentificare biometrică. E o componentă, dar credem foarte mult că poate să ajute și e mai mult decât o componentă hardware, e un frame care este open și care poate fi folosit de către toți ceilalți parteneri noștri sau cei de partenerii tehnologici ca să întărească partea de autentificare. Da? Cea Andrei de ia parola, n-a parola. Lucruri basic care în continuare se întâmplă. Se întâmplă și ne lovim toți. Nu există excepții. Și dacă parola nu e de user, ci e de local admin, sau de admin și mai, poate fi o problemă mult mai mare. Să se proiește mult mai. Domnul Luca, vă rog. Vă lăsați provocări și ridicați mingi la fileu. Păi, vorbim de infrastructuri pe rețea, vorbim de terminale mobile. Păi, mobilitatea e cea mai mare provocare în secolul în care noi trăim, anilor în care noi trăim. Pentru că terminale mobile sunt infrastructuri variate. Putem fi conectați între operatori diferiți, între regiuni geografice diferite, da? Ale țării noastre, poate în alte țări, etc. Ok, dacă haideți să privim din perspectiva unui utilizator obișnuit, a ne plimba în diverse țări, nu reprezentăm neapărat un capital economic pentru un anumit atacator. Dar dacă ne gândim din perspectiva business, a unei companii care expune servicii, deja lucrurile se schimbă radical. Iar aici trebuie să luăm în calcul mai multe elemente. În primul rând, modalitatea prin care utilizatorul are acces la aceste date ale companiei, modalitatea prin care utilizatorul exploatează aceste date în folosul companiei și, pe de altă parte, nu și nu în ultimul rând, cum putem să le protejăm de imprevizibil. Aici este un element foarte important. Cheia companiei CertSign și ceea ce ne reprezintă și este unul dintre elementele care m-a atras foarte mult în această companie, este zona de criptografie. În momentul în care vorbim de criptografie, vorbim de niște nivele de securitate ridicate. Un al doilea element a venit odată la pachet cu tehnologia Samsung și aș putea spune că sunt foarte multe terminale Samsung care sunt acreditate, nu știu dacă sunt termenul foarte familiar, Common Criteria, din punct de vedere hardware, procesoarele sunt certificate, memoriile sunt certificate și așa mai departe. Și aici putem să gândim cumva un tot unitar, adică partea de conectivitate, partea de software care rulează pe aceste dispozitive și respectiv componenta hardware. Iar dacă ne privim la nivel de adâncime toate aceste trei, atunci putem să luăm, să zic, această sferă foarte mare de griji care apasă utilizatorul, fie că este un casnic sau că vorbim de un angajat al unei companii. Mi-au aminte de o discuție cu Intel acum, cred că 5 ani, dacă nu 6 ani, și la un moment dat, după ce ei achiziționaseră un producător de
de soluții de securitate. McAfee. Așa, McAfee. Și ei au zis, bun, noi vom introduce o soluție de securitate la nivelul chipului, la nivelul procesorului, care vine peste orice soft și peste orice sistem de operare. Până la urmă n-am văzut-o. Există anumite soluții integrate în hardware, exact. Cum spuneați, dar parcă nu sunt niciodată, nu au ajuns acolo, dar indiferent de sistemul de operare sau ce pun peste procesorul respectiv, să am o soluție de securitate, de protecție. Nu de asta legată de parolă, ci una, știu eu, un atac pur și simplu, poate fi respins. Soluția, în primul rând, nu este constituită de, să spunem, un vendor anume. Aici vorbim, practic, de expertize, vorbim de consultanță, pentru că fiecare soluție, în principal ne gândim la jucători importanți din piața mondială, are un plus valoare. Elementul cheie în scenariul nostru este de a încerca să identificăm nivelele de securitate, să definim împreună cu clienții noștri standardele de securitate și modul în care acestea se pot modifica dinamic de la un interval de timp T0, când soluțiile au fost implementate, astfel încât ele dinamic să răspundă la cerințe. Și aici vorbim și de servicii de monitorizare. Sunt o grămadă de elemente care trebuie luate în calcul. N-aș vrea să fiu, să spunem, strict limitat la sfera de mobilitate, dar dacă faceți o comparație, cam care ar fi traficul de care se vorbea mai devreme, general la nivel mondial, și să-l împărțim și să vedem PC-uri versus mobile, atunci să realizăm, de fapt, încotro ne îndreptăm. Și atunci, pentru a putea să facem față cerințelor de business, ca și organizații, trebuie să fim pregătiți. Și trebuie asta să stai vine 5G-ul, Alex. Exact. Asta vreau să spun, aici nu o să mai fie, cred, cel mai probabil, în câțiva ani, nu o să mai discutăm doar despre PC-uri și mobile. Sunt miliarde de produse electrocasnice care așteaptă să fie conectate, inclusiv becuri, și care sunt la un moment dat porți de intrare. Cred că anul trecut discutam, nu mai știu cu cine, care a spus, a reușit să spargă sistemul de securitate al unei bănci prin becurile inteligente, prin portul cu care se lega un bec. Și s-au stat o săptămână până când l-au găsit și de acolo au reușit să intre mai departe. Bun, acum să ne întoarcem. O să avem un volum imens de date în câțiva ani. Avem deja. Spuneam deja, mii de terabyte sunt acum, dar când o să fie 10.000 de mașini sau 1.000.000 de mașini conectate, deja putem face față unei asemenea, putem analiza, nu uman, că uman este mult peste, dar computerizat, putem face față, avem, vor fi. Ce am reușit noi să facem până acum a fost să învățăm din atacurile pe care le-am observat că au trecut prin rețeaua noastră. Am învățat care sunt cei mai importanți vectori de atac, care se folosesc, care sunt cei mai eficienți, și apoi am încercat să mergem la sursa problemelor. Pentru că chiar dacă majoritatea atacurilor care se varsă la noi în rețea vin din exteriorul rețelei, o mică parte din atacuri vine chiar de la utilizatorii din rețeaua noastră, chiar de la utilizatori din România. Și asta înseamnă, așa cum discutam mai devreme, de diverse device-uri, gadget-uri, echipamente de tip IoT care nu sunt securizate din vina producătorului sau din vina utilizatorului, dacă nu putem să dăm tot timpul vina pe utilizator. Câteodată sunt producători care nu-și actualizează la timp software-ul pe device-uri și atunci fac posibilă descoperirea de vulnerabilități care apoi sunt exploatate de diverse persoane din mediul online. Cum încercăm noi să adresăm problema asta? Una dintre chestiunile pe care le facem, după ce identificăm vectorii principali de atac, este să încercăm să securizăm în avans serviciile vulnerabile pentru clienții noștri. Ca să vă dau un exemplu, unul dintre cei mai importanți vectori de atac pentru atacurile asupra companiei Dyn, o companie care oferă servicii de DNS și este deținută de Oracle în momentul de față, un atac care a pus jos servicii de la companii celebre precum Twitter, Netflix, Amazon chiar, majoritatea în Statele Unite, s-a folosit de o vulnerabilitate în protocolul Memcache. Da? Și atunci una dintre măsurile simple pe care noi am luat-o a fost să blocăm portul de Memcache pentru majoritatea clienților noștri,
by default, urmând ca clienții care doresc să folosească într-adevăr acest serviciu și care își securizează mașinile pe care este instalat serviciul respectiv, să opteze să fie excluși din sistemul de filtrare automată pentru ca să poată folosi serviciul. Deci în același timp permitem clienților să folosească toate porturile TCP și UDP, toate serviciile pe care le pot folosi pe device-urile lor, pe conexiunile de internet pe care le folosim noi, dar le blocăm pe cele mai vulnerabile pentru ca să reducem măcar, dacă nu putem să eliminăm, amploarea atacurilor care se întâmplă atât asupra clienților noștri, dar și asupra clienților din alte rețele. Domnul Secereanu, Samsung are deja nu știu câte sute de milioane de telefoane în toată lumea. Mai mult de un miliard. Mai mult de un miliard. Da. Ea tot adună date la un moment dat. Noi nu adunăm date de pe ele. Nu. Am văzut o statistică, datele de pe telefoanele mai mobile sunt de 4-5 ori mai mari decât datele din toate data center-le. Acum, datele alea nu știu câtă importanță au sau nu în contextul ăsta de securitate. În prima întrebare legată... Cum le gestionați? Da, cum să, eu nu pot să-mi gestionez toate puzzle-urile care le-am făcut, recunosc. Am acolo tone, mai am niște hard-discuri pe acasă, n-am mai umblat de ani de zile la ele. N-ai cum să gestionez volumea mare de dat. Google sau alte companii mari cu algoritmi de inteligență artificială, ei le exploatează în scopuri de marketing. Dar revenind la problema de Internet of Things, să zic că ar putea veni atacuri de acolo. Samsung, noi avem una dintre cele mai mari rețele de Internet of Things, avem peste 4.000 de tipuri de device-uri, este platforma SmartThings a noastră. Acum, recomandări pentru oamenii de acasă. Bine, te-ar putea cineva targeta ca persoană fizică pentru că tu ești director la o companie de marketing eventual, și să-ți ia o listă de clienți. Că ăsta-i scopul. Nimeni nu te atacă de dragul de a-ți face rău. Ei vor banii tăi, datele tale și atacă o companie prin tine. Acasă, nu știu, recomandarea mea ar fi să, dacă tot îți iei niște things, niște obiecte conectate la internet, să ai grijă unde sunt, cine le administrează. Ar fi bine să-ți iei, nu știu, din portofoliu Samsung sau din portofoliu de tipuri de device-uri care sunt acceptate de rețeaua noastră SmartThings. Și atunci știi, băi, se ocupă cineva de lucrurile astea. Nu iau un bec din China care are 1.000 de vulnerabilități și poate cineva să-mi dea foc la casă, ultra încălzit, nu știu ce componentă din el. Revenind la partea de companii, noi spunem foarte clar, da, ori un atac către o companie poate să vină printr-unul din angajați. Dar dacă noi luăm toate măsurile de securitate, în primul rând pe terminale mobile, o configurăm, securizăm, tot ce ține parte de business e criptată și ținută într-un container, nimeni nu poate să mă folosească pe mine, să întoarcă împotriva companiei mele. Da, nu, după cum spuneam, acum sunt căi de atac, ușile sunt automate, becurile sunt automate, orice este automat și comunică printr-un port cu un server central. Orice clădire inteligentă funcționează așa, până la urmă, cu o grămadă de senzori, mulțime de senzori dispuși peste tot, astfel încât să poată eficientiza la maximum consumul, spre exemplu. Și asta spun, să le parcăm undeva, să le controlăm printr-un portal bine cunoscut, cum ar fi, să zicem, SmartThings. Da. Domnul Cepoi. Bun. Mai multe subiecte interesante au fost deschise de colegi. Răspunsul simplu, dacă vom putea să gestionăm toată această cantitate de informație, nu poate să vină din punctul nostru de vedere decât din zona automatizării. Și este absolut clar că volumele de date, cu cât vor fi și vor fi, cu siguranță, din ce în ce mai mari, da, pot să fie gestionate, pot să fie monitorizate. Dar poate că inclusiv aici trebuie să schimbăm și noi deja am început pași în această direcție. Să schimbăm puțin modul cum abordăm problema, la ce mă refer. Deja cantitatea de date produse anual depășește de două ori capacitatea maximă de a produce medie de stocare. Bun. Motiv pentru care abordarea clasică de, să zicem, IT security, da, până și un sandboxing sau un firewall sau mai știu eu ce, da, exceptând zona de, să spunem, atacuri cunoscute, da, ok, ceea ce știm, sigur, prin anumite reguli putem să filtrăm și să avem anumite acțiuni corective. Dar ce facem cu traficul acela online, care tot curge și se întâmplă un atac dintr-o zonă și pentru modalitatea de care nu știam? Acolo va trebui să schimbăm puțin modul cum gândim problema și din ce în ce mai mult, unul la mână, această monitorizare să fie real-time, bazată pe anumiți algoritmi, observarea anumitor pattern-uri și așa mai departe, iar cheia
e tocmai ceea ce cauzează problema, datele. Cu cât ai mai multe date, cu cât ai mai multe use case-uri, mai multe regiuni pe care poți să urmărești în timp real anumite lucruri, cu atât mai repede vei putea să-ți dai seama de anumite schimbări în sistem, bune sau rele. Și atunci vei putea să iei o decizie, dar nu singur, din ce în ce mai mult asistat. Domnul Pavel, Fujitsu Quantum Computing nu avem încă. Da, avem... Da. Nici în alte țări. Avem Quantum Inspired Computing, nu? De la Fujitsu. Unde vine sau ce, cum reușești, va reuși să integreze volumul acesta uriaș de date de care ne vom lovi, cred că destul de repede. Da, acum Quantum Inspired sau Quantum Like sau cum e fiecare vrea să-i spună, e clar, e gândit să rezolve niște probleme destul de bine definite. Adică tot ce înseamnă probleme combinatoriale, care au un număr exponențial de opțiuni de rezolvare sau soluții posibile. Și Mangiu a povestit astăzi dimineață destul de clar exemple clasice. Ce înseamnă să abordezi o problemă care are 10 la 150 variante. Poate nu în timp real, pentru că problemele nu sunt de timp real, dar într-un timp care să fie, să facă sens, nu 1,5 miliarde de ani, ceva de genul ăsta. Da? O problemă clasică, apropo de criptare și de criptografie, este spargerea cheii private. Da? Discutăm de chei de 128, de 256. E una dintre problemele clasice de combinatorii care spun că am nevoie de puterea de computa tuturor serverilor, număr de mulți ani ca să sparg o cheie. Ne îndreptăm ușor-ușor spre o ipoteză că și astfel de scenarii pot fi abordate. Poate nu acum, dar într-o perioadă destul de apropiat. Și atunci și paradigma asta, că un sistem de chei este infalibil, ar putea să ajungem repede. Pe de altă parte, explozia de date, în ciuda faptului că o să avem 5G, o să continuăm. Și noi credem foarte mult că partea asta de procesare și stocare nu mai poate fi rezolvată doar în mod centralizat. Adică într-un cloud al unuia sau altuia dintre vendori, apropo de limitele care Andrei le spune. Credem foarte mult că chestia asta trebuie să mute cumva din nou spre zona asta de descentralizat. Adică să ajungem cu tehnologii de compute, de stocare, de securizare, de criptare la nivel sau cât mai aproape de loc unde este produsă data respectivă. Cât mai aproape de device-ul care generează data. Și cred că asta va genera și o revoluție destul de importantă în înțelegerea arhitecturilor de procesare. Și clar, suntem într-o zonă în care descentralizarea va deveni cuvântul, nu centralizarea cloud. Deocamdată ne îndreptăm către, de la descentralizare către centralizare, luând în calcul... Tehnologia blockchain nu e descentralizare. Blockchain, da, dar gândiți-vă că ne adunăm câteva miliarde către Facebook, către Google, către Amazon, către Apple. Și suntem... Aia nu mai e descentralizat. Aia e foarte bine o bază de date foarte clară unde e și câte miliarde de utilizatori are Facebook. Și fără acordul nostru. Și fără acordul nostru. Sau? Domnul Luca, vă rog. Ok, da, s-a menționat de mai multe elemente legate de criptare și aici aș putea spune că noi lucrăm, nu pot să vă dau foarte multe detalii acum, pentru că încă produsele nu sunt lansate oficial, dar lucrăm la anumite tehnologii pentru a rezolva problemele la nivel de celulă care produce data în implementarea unor mecanisme cripto menite să rezolve, hai să spunem așa, protecția datelor din locul unde sunt generate. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, tocmai pentru că este o tehnologie în dezvoltare. Pe de altă parte, aș vrea să fac doar că tot vorbim de date și ce este cunoscut
ca și brand pe zona de semnătură electronică. Nu vreau să intrăm într-o structură de marketing, dar vreau doar să subliniez niște elemente. CSAN este un vendor care a fost acreditat la nivel european pentru semnătură calificată la distanță. Atenție! Semnăm calificat la distanță. Ceea ce înseamnă că avem mecanismele necesare realizării unei semnături electronice de la nivel de celulă în raport cu un server și care să fie validat din punct de vedere security pentru a putea produce efecte juridice. V-am dat doar un insight. Aici, ce avem nevoie? Nu este aici, va fi necesară probabil și o modificare a legislației într-o măsură. Cu siguranță. Pentru că nu e suficient să avem. În urmă, dacă ne uităm în ziua, nu știu, astăzi, da? 2 octombrie, ștampila a fost scoasă prin lege din funcție. Dacă te duci să închei un contract cu un operator mobil, companie fiind, o zici, nu e ștampila acolo. Corect, așa este. Aici, cred că fenomenul de securitate, practic, dacă ne uităm la celule, ne uităm la oameni. Dacă ne uităm la oameni, ne uităm la comportamentul oamenilor, cunoștințele oamenilor și modul de a asimila noi trenduri. De ce spun chestia asta? Pentru că, vedeți, în ciclul vieții noastre sunt etape diferite. Tehnologia, la momentul la care noi discutăm pe 2 octombrie, cum ați menționat și dumneavoastră, nu vizează numai persoane de vârstă noastră, vizează și copii, vizează și persoane mai în vârstă. Iar aici, practic, cred că legislația ar putea cumva seta un trend astfel încât jucătorii majori din piață să-și unifice cumva forțele pentru implementarea unui standard definit prin lege. De standarde duce în lipsă încă și la alte nivele, sincer. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Dacă aveți ceva de adăugat? Da, mă gândeam acum în timp ce vorbea Alex la două lucruri, foarte pe scurt. Unu, câți dintre noi ne punem problema și hai, poate încă noi, generația noastră, își mai pune problema. În momentul în care dăm accept la software agreement-ul de la instalarea unui televizor când îl aducem acasă, da, și dacă știm chiar toți sau dacă am citit cam ce scrie pe acolo, ceea ce mă duce... Nu contează. Da? Ceea ce duce pe de altă parte și la schimbarea, până la urmă, cred că vorbim de o reinventare a contractului social, în care renunțăm la anumite libertăți ale noastre, cum ar fi dreptul la viață privată. Da? Prin faptul că nu poți să instalezi acel televizor dacă nu dai ok. Și e doar un exemplu, da? Și cel de-al doilea exemplu, cred că încă privim zona de IT security, cum dăduse foarte bine exemplul, inclusiv cu acel security embedded în procesor. Ok, și dacă ar fi fost, superb. Și dacă după aia securizai și telefonul, și mai bine, securizai sistemul de operare cu Knox de la Samsung, perfect, și pui o aplicație pe el, care acea aplicație nu a fost gândită de la bun început, având în minte security by design al acelei aplicații. E ușor să scrii cod, secure nu e așa ușor și costă mai mult. Poate că aici acele standarde de care vorbea domnul Luca ar vin... Ca să nu mai vorbim de security code review. E departe. Bun. Haideți că mai avem puțin. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Unde ne vedem peste 10 ani, în 2030? La GovTech Pe scurt că mult ani, mai... 2030. Nu, la GovTech Cold, 2030. La Gov... Păi da, da. Cum o să fie? Tot așa? Mi-ar plăcea să beneficiem de semnătura electronică de care am vorbit mai devreme. Mi-ar plăcea să beneficiem de soluții mai eficiente de transport, de exemplu de mașini autonome sau transport public mai eficient sau ride sharing făcut mai eficient. Nu știu ce să zic, poate device-urile să fie atât de inteligente încât să aibă integrate funcțiile de security de care am vorbit până acum și practic să, cum să zic eu, security by design e o chestie, by default device-urile trebuie să fie securizate, pentru utilizatorul final trebuie să fie cât mai simplu. Practic ce a făcut Apple cu iPhone-ul
l-a făcut simplu de folosit și pentru bunica, și pentru nepotul, și pentru noi. Probabil că asta trebuie să încercăm să facem și noi cu accesul la internet, da? Să fie foarte simplu de folosit și foarte secure cu stocarea datelor. Da? Adică în momentul ăsta pentru o persoană în vârstă, să zicem, să-și stocheze safe toate fotografiile pe care le face cu smartphone-ul, pentru că acum orice smartphone poate să facă chestia asta, e o provocare. Siguranță. Da, adică mie mi-a luat mai multe ore ca să-l conving pe socrul meu ce înseamnă să-și stocheze pozele în cloud și că este safe, sau că trebuie să aibă în vedere anumite lucruri și așa mai departe. E o provocare, o să fie provocare în continuare și să sperăm că tehnologia ne va ajuta pe viitor să atingem niște obiective palpabile în domeniul privacy-ului și security-ului. Domnul Secelean, vă rog. Eu îmi doresc ca peste 10 ani să ne vedem tot așa în carne și oase și sper să nu inventeze vreun mediu virtual în care să facem business și să ne întâlnim la evenimente. Având în vedere evoluția spectaculoasă a device-urilor mobile, vedem, de exemplu, au apărut cum e foldul, display-uri flexibile. Ce o să se întâmple? Părerea mea că vom fi conectați oricând, oriunde, vom avea acces la datele globale fără să ne străduim prea mult. Dispozitivul nostru mobil va avea mai multe forme, va colecta, după părerea, mai multe date despre noi, în speranța că ne vor face bine, adică ne vor aduce niște informații care să ne facă mai sănătoși, să luăm niște decizii mai bune, să comunicăm mai bine. Dar ce îmi doresc e ca această nouă tehnologie să nu ne înlocuiască, să nu înlocuiască relațiile noastre interumane. Domnul Gevoie. Ce îmi doresc, nu știu dacă vom reuși într-un termen atât de scurt. În primul rând este foarte clar că ne aflăm la un moment de răscruce. Că se întâmplă acum, că se întâmplă într-un an, doi, nu aș putea să spun. Dar este absolut clar că ceva definitoriu altfel va urma. Și consider că foarte important în perioada imediat următoare va fi să colaborăm, dar să colaborăm cu adevărat. Provider de tehnologie, parteneri, clienți, organisme ale statului, organisme internaționale și așa mai departe. Deoarece tehnologia riscă ușor, ușor să devină un scop în sine. Începe să nu mai fie doar ceva ce ar trebui să ne ușureze viața de zi cu zi, să ne aducă servicii poate la nivel de cetățean sau personal sau de business, da? Ci uneori poate că am început să inventăm sau să inovăm lucruri care după aia ne întrebăm dacă sunt chiar bune sau nu. Deci mi-aș dori claritate, mi-aș dori ca datele să devină din nou personale și mi-aș dori foarte mult să ajungem la un nivel de încredere în utilizarea tehnologiei, poate dat chiar de ușurința utilizării ei, da? Astfel încât într-adevăr să începem să revenim la ceea ce este important, că înseamnă viață de familie, că înseamnă business, nu contează. Mulțumesc. Domnul Pavel. O mică poveste și care completează cumva ce zice Andrei. Acum 30 de ani, practic, lumea a avut acces, sau în fine, a început democratizarea accesului la informații prin momentul în care World Wide Web-ul a fost definit și a fost lansat. 89, Tim Berners. La momentul ăla, practic, a început democratizarea accesului la informații prin intermediul fișierului. Adică lumea putea să-și creeze un site, să pună niște fișiere și cred că etapa următoare și dorința mea pentru următorii 10 ani este să democratizăm accesul la date, la structuri de date, tocmai ca să putem să lucrăm împreună. Și cred că ăsta e un pas foarte mare, pentru că e clar, se generează date, doar că devin insule din ce în ce mai separate, care nu comunică, nu avem acces, în mod structurat, adică apropo de standard. Apropo de standard în care eu pot să vorbesc cu tine, eu structura mea, structura ta și ne înțelegem. Lucru care cred că ar genera un potențial fenomenal din perspectiva aplicațiilor, din punct de vedere al utilizării, din punct de vedere al beneficiilor generale. Deci, în 10 ani asta am văzut. Domnul Luca, pe scurt, că ne... Foarte pe scurt. Eu mă stez în postura în care am un copil, dar am și părinți. Și, practic, de fiecare dată când mă întorc acasă, în seara, văd cu părinții mei care cred că undeva până la 30 de ani nu pot să se rămână pe un computer,
și acum a ajuns la 70 un pic. Și mă uit și la fetița mea care tocmai ce am plinit 11 ani și văd cum a asimilat tehnologia, îmi dă seama că ne situăm, exact cum spunea și Andrei puțin mai devreme, într-un punct de răscruce. Nu cred că foarte mulți, de fapt cred că foarte mulți dintre giganți nu au descoperit de fapt direcțiile și adevăratul potențial, sau poate că l-au descoperit, dar nu i-au dat un sens, o direcție clară, care să creeze mai departe recul până la ultima verigă din lanțul IT. Dar în momentul în care lucrurile astea se vor clarifica, cred că atunci vom putea avea cumva informația nu mai asimilată. Și nu vorbesc de informația asimilată din perspectiva unui om de IT, vorbesc din perspectiva utilizatorului, pentru că vectorul de atac nu este dispozitivul. Ok, domnilor, vă mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă. Sper să o facem din nou cât mai curând sau anul viitor la GoTech. Mulțumim frumos și ne revedem. Stați-mi.